Fata de demult, de Tudor Arghezi. O fată cenușie cu jarul ochilor în plete negricioase, ca bălăriile sărate ale mării, a fost osândită odinioară să-i sereteze capul cu securea, pentru o greșeală. Pe vremea din poveste, stăpânii puteau să scurteze viața cui pofteau, cu nejudecată, pentru că nicio judecată nu era mai dreaptă decât a lor. La necaz și la chef, numai muzica și sângele amestecate puteau să-i potolească și nicio ispravă, nici bună, nici rea. Atât se asemănau isprăvile bune cu isprăvile rele ale stăpânilor, nu se puteau trece după rânduială, fără tăieri și înjunghieri. Fata cenușie a cerut stăpânului să o cruțe, făgăduindu-i să-i spuie seara povești, să-i legene cruzimea cu basme frumoase, dacă se va îmbuna să o ierte până la sfârșitul poveștilor ei și numai după aceea să o trimită gâdelui împărătesc. Împăratului i s-a părut făgăduiala plăcută. Dete porunci și primi pe fată la picioarele lui să șadă pe o papură de catifea cusută cu aur și să-și depene în auzul lui furca de basme. În copilărie, fata făcuse covoare, care începeau tot din furca de tors, se răsuceau în suluri și gheme, se vopseau cu coji de copac și buruieni fierte în vase de aramă, se prindeau în războaie și, urzindu-se tari, se țeseau, bătute cu pieptenele de fildeș. Acum, la curtea celui mai puternic împărat din țara depărtată a răsăritului de soare, ea se legase să scoată de-a dreptul covoarele din furcă, fără războaie, fără vopsele, fără nici lână, nici mătase, ci numai din vorbe, așa cum fac stelele lumină, numai cu văzduh. Împrejurarea era grea și munca fetei cumplită. Din pământ, din zare, din flori și din închipuiri, trebuiau să se zămislească poveștile care îi întârziau zilnic moartea cu o zi. Când nici nu începuse, ea se temea că se va opri odată, într-o seară, pe negândite, și firul povestirii se va rupe. Întâia poveste a serii celei din tâi, fata o întocmi povestind, în clipa în care stăpânul binevoise să-și deschidă urechea și să asculte. Pășind stăpânul în odaia de sidef, unde l-așteptau roabele cu brățări de aur la mâini și la glezne și sofaua de întins în ascultare, fata încă nu știa ce are de povestit și, îngenunchind înfricoșată, căuta în mintea ei un început. Ea se bizuise nu pe o ispravă știută, ci pe o taină sufletească, pe o pornire a inimii plăsmuitoare, ca atunci când din necunoștință scotea pentru covoare chipuri și împerecheri. Dacă va tăcea, stăpânul o să se supere și va trimite neîntârziat la moarte pe fata mincinoasă. Închinându-se la ivirea lui printre slugile împărătești, ea găsise ridicată pe genunchi taina din tainele sufletului, aceea care face din nou cu putință meșteșugul dintr-un început al lui Dumnezeu și scoaterea vieții din nimic. Ea povesti în prima noapte până la revărsatul zilei și stăpânul, izbutind să nu adoarmă, rămase vrăjit pe sofa și făcu semn cu mâna că fata poate pleca la hodină. De atunci, în fiecare seară, în fiecare noapte, fata cenușie a povestit și în fiecare zor de zi, viața îi spora cu o zi. Și a stat capul pe umeri încă 1001 de zile și de nopți. Stăpânul a avut timp să uite osânda și fata rămase în palatul împărăției, în cancelaria cu hrisoave, zapise și sigilii, cu însărcinarea să scrie tot ce a povestit,
pe piei de căprioară tăbăcită cu lustru, ca să rămâi împăraților urmași, zestre și podoabă a gândului și a cuvântului, în ceasurile de hotărâri pripite și de nehotărâre. Scriitorul de povestiri din împărățiile de mai târziu urmează pilda fetei cu pielea cenușie, care s-a destrămat de acum câteva mii de ani și s-a topit prin preajma fluviului Eufrat în lutul moale, de sub piatra albă pusă pe mormântul ei, nedezvelită de valuri și de șacali, ca să nu piară și ca să-i se pară că trăiește ziua îndoit, odată cu el și odată cu împrejurarea povestită, el povestește zi de zi a sufletului și a pământului o împrejurare. El trebuie să îndreptățească zi cu zi fărâma de pâine pe care o gustă și picătura de vin care i-o moaie. În ziua când nu a știut să povestească nimic, simte gâdele apropiindu-se cu securea și mânia împăratului, care își scoate mulțumirea din chinul povestitorului, poruncind pitarului să-i taie merticul de pâine și să-i sfărâme ulciorul. Fata povestise împăratului ei timp de o mie și una de nopți, împreunând năzăreala gândului și basmul cu lumea, puind cântecul să viețuiască și să zburde ca omul, ascunzând pe oamenii de pe poteci, printre dălii și stupi, și pitind fetițele în leuștean și busuioc. Scriitorul are timpul mai mic, pentru că și împăratul lui e mai mare, și va povesti ca fata cenușie, de la care a învățat taina dulce a sufletului amar, tulburată de vărsarea păraielor lucii, din întuneric întrânsa, o mie și una de clipe.